Dragi copii și dragi părinți, l-am întâlnit aici, la Piatra Neamț, pe domnul Cristian Aliveș. Cu siguranță, cei care sunteți pasionați de muzică, îl cunoașteți deja, pe domnul compozitor și chitarist de muzică clasică. N-am putut să ratez momentul să-l cunosc și eu și să purtăm o discuție despre tabăra de muzică pe care o coordonați. E corect? Da, foarte corect. Această idee mi-a venit cu vreo 3 ani, 4 ani în urmă, zic chiar 3, pentru că ne aflăm la cea de-a 3-a ediție. Cum să spun, apariția mea în oraș a fost mai de mult, acum vreo 6 ani, când am observat foarte mulți copii talentați. Îmi place într-adevăr să cred că aici în Piatra Neamț și în împrejurim sunt copii foarte talentați în ceea ce privește muzica. Sunteți de acord cu această idee? Da, sunt total de acord, iar confirmarea au avut-o la Mamaia Copiilor și la festivalurile mele. Eu am 6 festivaluri pentru copii, atât în București cât și în țară, iar copiii din Piatra Neamț întotdeauna s-au remarcat. Vă rog frumos să ne dați câteva detalii despre munca dumneavoastră cu acești copii pasionați de muzică. Ce anume fac ei în cadrul acestor lecții de canto? Începem cu tehnica vocală chiar de la zero, adică exerciții fizice, după care diverse exerciții ca un fel de joacă. Suflat în pahar, balonul care se sparge, suflat în tot felul de instrumente mici de la carnaval. Și continuăm cu respirația diafragmatică, un lucru foarte important în tehnica vocală, iar după aceea plasarea sunetului în mască. Am observat la festivaluri că mulți copii nu știu să respire corect și asta în timp poate afecta chiar corzile vocale, ducând până la noduli. Deci așa începem, le explic cum trebuie respirat corect, unde trebuie să placeze sunetul și dacă în primul an nu am lăsat părinții să stea de față, mi-am dat seama că pot avea un sprijin de nădejde în părinți și atunci din al doilea an le-am permis să stea de față la cursuri și nu numai, tot ceea ce le arăt să continue ulterior acasă. Sunt cu siguranță ore care îi ajută pe acești copii. Cam cât timp se pregătește un copil în tabără? Câte ore? Timp de 4 ore, începem la 4:30 până la de 16:30-20:30. Începem cu respirațiile, după care le predau în continuare tot felul de tehnici. Iar la un moment dat, bine, cronometrăm suflul, cronometrăm lungimea suflului, de unde vine, unde plasează sunetul, dacă totul este corect, iar copiii, deci avem și o scenă amenajată și copiii își spun părerea. Nu numai copiii, și părinți. Dar în principal mă interesează părerea copiilor, deci este intensiv și interactiv. Urcă un copil pe scenă, avem și o scenă amenajată cu reflectoare, cu boxe, cu microfon, adică starea aceea de spectacol, de... Încercăm să le eliminăm și din emoții. Iar copiii din sală privesc pe cel care cântă și după aceea stăm de vorbă pe marginea prestației fiecărui copil. Părerea și-o spun ei. Spunându-și părerea, vedem ce este bine, ce nu este bine. Iar cel de pe scenă îi poate corecta. Dacă sigur, greșesc. E o muncă interactivă care țintește spre a le forma acele calități și de critică și autocritică. Bineînțeles și vă pot spune că pregătesc această tabără cu 6 luni înainte, în sensul că în afară de ceea ce am învățat, eu am fost și elev al doamnei Florica Orescu, Dumnezeu să o ierte, una din cele mai bune profesoare din București, de la Universitatea de Artă. Am fost coleg cu Gabriel Dorobanțu, Maria Nog, Natalia Gubel, Berna, și aceste exerciții de respirație le țin minte de atunci, este vorba de 1978-1980. Pe lângă ceea ce am învățat și experiența acumulată, eu am cântat 35 de ani pe scenă, am descoperit manuale interesante noi în străinătate, atât în Statele Unite cât și în Anglia și în Europa vorbesc, pe care le-am tradus și de acolo am făcut o sinteză a ceea ce cred eu că este important să arătăm copiilor. Scena este un adevărat miraj pentru foarte mulți dintre copii și adolescenți. Așa. Îi încurajați să urce pe scenă, să cânte, chiar dacă, în perspectivă, după ce vor ajunge la vârsta maturității, puțin dintre ei vor continua pe această cale. Îi încurajați totuși că la vârsta copilăriei, a adolescenței, să urce pe scenă, să cânte,
îi formează ca oameni această pasiune a lor? Bineînțeles, în primul rând îi deschide în fața tuturor. Am întâlnit copii care stăteau ascunși sub măsuță, aveau emoții, nu vreau să se arate. Deci acest lucru îi va ajuta și în viață. Pe de altă parte, lucrăm și la dicție. Și vă dați seama ce poți să absolvi două facultăți și când te duci să aplici undeva, dacă nu deschizi gurița bine, poți risca să pierzi postul respectiv. Deci nu numai atât. Și în mediu, și în societate, și în familie, și în mediul cercul de prieteni, și la școală, peste tot, absolut ceea ce se învață îi ajută. Trag nădejde de asemenea că foarte mulți dintre acești copii și adolescenți pe care îi ajutați să se formeze pe calea adevărată a muzicii, își vor forma și o adevărată cultură a muzicii de calitate. Da, și eu trag nădejde, deși copiii vin cu piese noi, nu toate sunt pe ambitusul lor, nu toate pot fi interpretate de către copii, dar eu le explic. Dificultatea unei piese, deci cu timpul, dacă acumulează experiență, atunci vor putea aborda și un repertoriu mai variat și cu ambitus mai mare, dar nu numai cu ambitus, este legat și de text. Adică trebuie să fie piese adecvate copiilor, atât ca întindere vocală, deci cât le permite ambitusul în așa fel încât să nu forțeze glasul. Deci totul este firesc, avem chiar una dintre metode, se numește să cântăm la nivelul vorbirii, adică laringele trebuie să stea normal ca atunci când vorbim și când cântăm. Ei au tendința de a, când urcă notele, să ridice laringele și când coboară, să coboare. E, toate aceste lucruri, eu pornesc ABC-ul, să spunem, vă dați seama că este un studiu îndelungat. Respirația diafragmatică se dobândește după 6-7 luni de exercițiu, dar dacă părinții înțeleg și copiii îi verific și la clasă vedem că au înțeles și continuă ulterior, vor putea să cânte corect și să respire corect, iar ulterior să obțină performanțe foarte mari. De altfel și avem copii din Piatra Neamț care s-au remarcat peste tot. Într-adevăr, și cred eu că atunci când îi vedeți, faptul că ei câștigă premii, câștigă respectul celor din jur, este și pentru dumneavoastră o împlinire. Da, este o împlinire și mai ales atunci când câștigă cinstit, corect, primul ca lor. Deci pe mine, în primul rând, mă interesează să învețe să cânte corect și să-și folosească glasul așa cum trebuie. Nu voi încuraja niciodată un copil care nu are talent. Deci întotdeauna cei care vin în tabără nu sunt numai din Piatra Neamț, sunt din mai multe zone ale țării, dar discut cu părinții, îl ascult și spun da, poate face sau nu. Niciodată nu-i spun copilului, uite tu, nu auzi, nu ai talent. Nu, asta o discut cu părinții. Dar în festivalurile mele, v-am spus de mai multe, Star Melody, Spring Star, Steluțe de Iarnă, Steluțe de Vară și avem acum o să urmeze Maimuțica de Aur, pe care doresc să-l fac internațional. În aceste festivaluri noi încurajăm și stimulăm toți copiii, în sensul că toată lumea ia premiu, dar ei sunt departajați de medie. Însă pentru a încuraja, mergem până în 10 sutimi, să zic, sau 5, obțin același premiu. De aceea dăm mai multe premii, tocmai pentru a-i stimula. Dacă ar avea 18 ani, atunci nu ar fi mai fi atâtea premii pe un loc, ci ar fi locul 1, 2, 3 și trofeu. Se presupune că până la 18 ani ar trebui să înveți acest lucru. În principal, mă interesează să cânte corect și să le formeze o bază pentru tot restul vieții. Cred că acesta este esențial, pentru că premiile și festivalurile vin și trec. Ele trebuie privite ca o teză, ca un examen. Mulțumim foarte mult și vă rog să ne permiteți să vă urmărim și la lucru. Cu plăcere și vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă interesați de acest eveniment care se petrece la pensiunea Zmărândița. Rămânem așadar și urmărim pe câțiva dintre mai vechii noștri prieteni pe care i-ați văzut în emisiunile noastre pentru copii, să-i vedem cum se pregătesc, pentru că partea frumoasă, artistică, o vedem, nu-i așa? Sună foarte ușor și foarte frumos, însă ei muncesc ore întregi pentru a perfecta o melodie. Observați că e un sunet constant. Da. Dacă suflu mai mult, se schimbă sunetul. Dacă suflu mai puțin, iar se schimbă. Deci eu trebuie să țin mai multe secunde așa cum încă. Da. Adică. Sunet fix. Un exercițiu foarte simplu, dar inspirăm, deci diafragmatic, și suflăm. Bulele suflă. Bulele trebuie să fie egale. Deci trebuie să ții de aer. Uite, și aici conștiință, știu exact cât aer dă afară. Vedeți? Ia uite. Deci trebuie să dai egal. Ca atunci când cânți. Dacă ai o notă. Na, ta, ra, ti, ra, ti, ra, ta, trebuie să te duci. Să ai susține. Da. În cântat, ei iau. Ta, ra, ri, ra, ti, ra, ti.
tare era și trebuie să mă duc mai departe. Și spuneam luat aer. Și eu zic, n-ai luat aer. Ca dovadă că dacă nu sufli, deci corzile stau unite. În momentul în care sufli, ele trebuie să vibreze și se despart. Dacă sufli mai puțin, vibrează mai puțin și nota scade. Deci falsezi. Falsul nu apare pentru că nu ai ureche muzicală. Falsul apare pentru că nu ai suflat constant. Și atunci, dacă sufli prea tare, urcă. Dacă sufli prea ușor, coboară. Deci sunt lucrurile adunate în ani. Asta, din experiență. Uite, când inspir, diafragma, vedeți unde se află? Da. Bun. Acum împinge aerul. Deci așa împinge aerul către corzi. Și acum inspir, uitați, inspir, umflu abdomenul, coboară diafragma și pe urmă, ca o pompă, ca un piston, împing aerul către corzi. Ia uitați. Bun. Da. Asta este sistemul. Când ori sună, te răsună, iar te acopăr, te descoperi. Și-ar prelumi la lung, șoaptea lină ce mă lină, doar o clipă se alină. Am găsit-o aici în tabăra de muzică de la Piatra Neamț pe Isabela Chitoșcă, mai vechea noastră prietenă de la emisiunea noastră Suflet de Copil. Bine te-am regăsit, Isabela! Bine, ați venit la noi! Vorbeam cu prietenii noștri despre faptul că atunci când apar tu pe scenă și alți copii ca și tine, în acele 3 minute cât voi cântați, nouă ni se pare totul foarte simplu, foarte ușor, pentru că ne dați voi această impresie prin ușurința cu care cântați. Însă, în spatele unei melodii de 3 minute este foarte, foarte multă muncă. Da, așa este. Sunt chiar la unii ani de studiu la o melodie mai grea. Cred că la mine cea mai lungă durată în care am pregătit o melodie a fost de 6 luni, dar a fost o muncă titanică și de multe ori am răcit, am mai răgușit, dar am continuat așa cu exerciții mai ușoare, dar într-un final a ieșit bine. Ești prima dată aici în tabăra de muzică, ce este coordonată de către domnul compozitor Cristian Alives. Ce te-a determinat să vii? Păi nu știu, cred că cel mai mult curiozitatea. Am vrut să încerc și altceva, n-am mai fost într-o tabără de muzică de genul acesta. Am mai fost, dar nu se făceau exerciții și doar cântam așa. Dar aici mi s-a părut foarte interesant, adică toate exercițiile care le-am făcut au dezvoltat o anumită parte din gâtul meu, ca să zic așa, de la laringe până la corzi vocale, inclusiv totul, ca să protejezi gâtul atunci când cânți, și mi s-a părut foarte, foarte interesantă și chiar am avut multe de învățat, chiar dacă să zicem că eu cânt de mai mult timp. Și uite că chiar după atâția ani mai ai foarte multe de învățat. Da, absolut. Cred că toată lumea are de învățat, indiferent de vârstă. Din muzică ai tot timpul ce să înveți și din fiecare melodie. Important este să ți dorești să-ți perfecționezi tehnica și să nu te oprești la o anumită limită. Da, așa este. Cei care se opresc probabil nu vor mai mult sau cred că acolo este nivelul lor, dar chiar eu chiar vreau să experimentez toată paleta asta muzicală care mi se oferă. Mi se pare foarte interesant. Toate genurile de muzică, de la populară la ușoară, la etno, la rock, la tot. Mi se pare foarte interesant. Abordez toate aceste genuri și asta bănuiesc și datorită faptului că ai căpătat o anumită siguranță a tehnicii vocale. Da, exact. Și asta se face doar prin exerciții și prin vocalize, încălzirea vocală. Astea sunt cele mai importante. Fără asta nu poți să cânti. Adică, na, poți să cânti 2-3 ani, dar după aia gâtul nu mai rezistă. Și în niciun caz nu faci performanță. Da, exact. E doar așa, ceva trecător. Și că veni vorba de performanță, Isabela, această pregătire a ta în tabăra de muzică, ce este coordonată de către domnul compozitor Cristian Alives, este cu efect și pe termen scurt, pentru că urmează să mergi într-un concurs important de muzică, despre care te rog să ne povestești, dar și pe termen lung, pentru că, așa cum ai spus, înveți tehnici ce te vor ajuta toată viața. Despre ce concurs vorbim? Despre concursul Star Melody de la București, de pe data de 5 septembrie. Abia aștept să merg, am fost și anul
anul trecut am câștigat trofeul pe secțiune, dar anul ăsta, nu știu, vreau să țintesc mai sus, vreau să iau trofeu mare dacă se poate, dar nu știu, vreau doar să prind experiență, să mai văd cum mai cântă și alții, să mai învăț, să mai văd o melodie nouă care se cântă și asta mi se pare cel mai important dintr-un festival, nu neapărat premiul, chiar dacă ți-l dorești din tot sufletul. Experiența pe care o câștigi și la un moment dat chiar și prieteniile pe care ți le faci e foarte important. Absolut, este o experiență de viață care te va ajuta. Da, așa este. Îți dorim din suflet mult succes și sper ca în emisiunea Suflet de Copil să ne putem bucura împreună de trofeu sau de un premiu pe care îl vei câștiga. Da, mulțumesc din suflet. Mergem acum să vedem la lucru copiii de aici, de la tabăra de muzică din Piatra Neamț. Vom surprinde câteva dintre tehnicile vocale pe care ei încearcă să și le perfecționeze sau poate chiar să le învețe. Și iată o idee de vacanță, dragi copii, să veniți aici într-un spațiu deosebit, cred că v-am stârnit deja curiozitatea, în care să puteți și să învățați lucruri foarte utile pentru cei pasionați de muzică.